6.000 de specii de crustacee, muluște, broaște, țestoase și delfini, aproximativ 3.000 de recife și 300 de insule ce se întind de-a lungul a 2.600 de kilometri și acoperă o suprafață de 344.000 de kilometri. Așa arată în cifre Marea Barieră de Coral din Australia, însă în imagini, paradisul acvatic este mult mai captivant. Cea mai mare entitate vie de pe pământ este rezultatul a 10.000 de ani de activitate. În 1606, pe aici a trecut spaniolul Luis Vaez de Torres, împins de furtună dincolo de extremitatea statului Queensland, prin strâmtoarea care astăzi îi poartă numele. A urmat apoi capitanul Cook, a cărui corabie Endeavour a fost prinsă și grav avariat între recif și continent în 1770. După el a venit capitanul Bligh, care în 1789 și-a dus camarazi înfometați și revoltați de pe Bounty printre recife spre apele calme de dincolo de ele. Joseph Banks, botanistul de pe vasul Endeavour, a ostenit de aceste locuri. După ce corabia a fost reparată, el a scris: un recif ca acela prin care tocmai am trecut este lucru rar cunoscut în Europa sau oriunde altundeva decât în aceste mări. E un zid de coral ridicându-se perpendicular din oceanul fără fund. Deși coralii prosperă în ape puțin adânci în care pătrunde lumina, Banks a avut dreptate când a evidențiat caracterul unic al Marii Bariere de Corali. Juvaierul tărâmului Queensland este cea mai mare structură de pe Terra și are unele dintre cele mai frumoase ornamente de pe pământ. Prețiosul loc adună pe suprafața sa culori superbe, azuri, indigo, safir și alb din cel mai pur, vizibil chiar de pe lună. Este ciudat că primii europeni care au văzut Marea Barieră de Corali au fost zgârciți în descrierile ei. Majoritatea, desigur, era formată din oameni ai mării care aveau alte preocupări decât frumusețile naturii, însă în urma lor au venit exploratori care, în încercarea lor de a ne transmite frumusețea de acolo, încearcă să descrie universul recifelor de corali printr-un limbaj plin de culoare. Toți vorbesc despre magnificele grădini minerale, populate de creaturi stranii cu forme și culori uimitoare, în care lupta pentru hrană și spațiu este intensă și continuă. Deși este unul dintre cele mai puternice și mai bine integrate ecosisteme ale lumii, echilibrul său este extrem de fragil. Presiunile asupra unui singur element pot avea efecte dezastroase asupra întregului ansamblu. Reciful face față tuturor, furtuni și valuri ucigașe, dar în secolul al XXI-lea amenințarea cea mai mare este omul. Aborigenii vânează și pescuiesc de secole în apropierea recifului fără a-l afecta. În secolul al XX-lea însă au apărut deja cicatricile lăsate de pescuitul intensiv, de vânătoarea de balene, comerțul cu mergi marini afumați și goana după prețioasele perle.